Ce ați văzut este ce pățesc eu de fiecare dată când vreau să-mi fac o cafea sau ceai în atelier. Ia cana, mută cana, nu ajunge la priză, nu ajunge filtrul, n-am spațiu suficient. Așa că am zis să ne organizez un coffee corner. Știți, colțul acela în care ai cafea, ai căni, ai tot ce trebuie ca să faci cafea, ceai și alte lucruri de care ai nevoie în momentul în care vrei să tratezi pe cineva cu atenție că a venit la tine în vizită sau vrei să te simți tu bine de dimineață la o cană de cafea. Am materiale, m-am gândit, am făcut un plan, o să vă spun și despre costuri. Hai să vedem însă dacă miese ceea ce eu am plănuit. Ca să extind suprafața pe care pun aparatura și cănile și tot ce mai trebuie ca să fac cafea sau ceai, m-am gândit să pun acest blat din lemn, rămas de la o altă piesă de mobilier cu care am avut eu de-a face. Voi avea însă nevoie și de o consolă, pentru că blatul are 1,20 m, în timp ce acest dulap are doar 70 de cm lățime. Asta înseamnă că 50 de cm din blat vor fi dincolo de dulap și au nevoie de o susținere. Eu voi folosi această consolă ca să susțin blatul direct în perete, iar în dreapta îmi va rămâne un spațiu în care voi putea să pun niște rafturi sau o noptieră, ceva în care iarăși să-mi cresc spațiul de depozitare. Partea bună este că am și două prize aici cu care pot să alimentez toată aparatura, ceea ce este foarte bine. Din seria surprizelor de proiect am așezat blatul să fac o simulare și am constatat că la înălțimea actuală blatul lovește prizele din perete, ceea ce înseamnă că trebuie să cobor cu totul, iar asta pot să fac înlocuind picioarele pe care dulapul le are. În momentul de față are niște picioare de 80 cm, trebuie să mă duc undeva cu 3, 4, 5 cm mai jos, astfel încât să vină blatul sub prize și să-l pot împinge până în perete. Ok, am comandat picioare noi pentru acest dulap, dar între timp, până când vin ele, m-am gândit să extind un pic proiectul și să fac ceva și cu peretele din spate. Adică toată zona asta albă, aș vrea să o colorez cumva, să arate un pic mai bine și cine știe, poate că aici, în zona asta, ar merge să fac ceva. O să vedeți voi, am o idee, să vedem exact cum îmi iese. Am făcut niște probe de culoare pentru peretele ăsta, pentru că vreau să nu mai fie alb. Am ales o nuanță mai deschisă de albastru, care sigur va merge și cu roșu, și cu alb, și cu alte detalii care vor fi în momentul în care coffee corner va fi gata. Dulapul pe care îl folosesc în acest coffee corner este făcut tot de mine într-un proiect cu mamă bricolaj acum câtva timp. Între timp am vopsit și ușile, dar niciodată nu am fost pe deplin mulțumită de culori. Așa că am decis ca să înlătur această vopsea și să caut o variantă un pic mai faină pentru uși și care să meargă mai bine cu ceea ce am eu în jur și cu felul în care văd că va fi organizat acest coffee corner. Să vină picioarele pe care le-am comandat, mi-a venit altă idee. Am căutat la mine depozit și am găsit acest postament din lemn de fag pe care îl pot folosi în loc de picioare. Dincolo de faptul că este un lemn dur și are înălțimea potrivită, ar fi și un element care ar face cumva legătura între baza dulapului și partea de sus, respectiv blatul pe care eu îl montez ca să-mi extind suprafața de lucru. Postamentul ăsta se încadrează perfect pe dulapul meu, am făcut semne astfel încât să știu cum anume să-l marchez. Una dintre probleme poate să apară în momentul în care eu trebuie să dau găuri ca să îl fixez cu ajutorul acestor mici cepuri din lemn. Și atunci m-am gândit să fac în felul următor. Voi marca cu vopsea fiecare dintre aceste piese micuțe ca apoi să las urme exact acolo unde trebuie să dau găurile. Victorie, am pus suportul, în sfârșit am pus un pic de aracet în găurile acelea și am fixat cu cepurile de lemn pe care le-ați văzut. Acum mai dau un pic de lac, îl las să se usuce și întorc dulapul cu picioarele în jos. După ce am schimbat picioarele acestui dulap, se vede clar că am făcut bine pentru că a coborât și blatul sub prize.
Mai trebuie acum doar să pun consolă. M-am gândit să pun două, una în stânga, una în dreapta, astfel încât să pot să scot dulapul dacă e nevoie, fără să fiu condiționată de blat. Iată că am ajuns la final cu proiectul meu și mi-am amenajat într-un mod foarte plăcut această zonă de făcut ceai și cafea, dar și un loc în care pot să stau în momentul în care vine cineva la mine în atelier. Partea bună este că nu am cheltuit nimic. Tot ceea ce am folosit aici, eu deja aveam. Și blatul, și consolele, și suportul pe care l-am folosit în loc de picioare, inclusiv vopseaua pe care am folosit-o ca să vopsesc ușile și noile mânere pe care le-am pus în locul butonilor vechi. Vă încurajez să faceți și voi la fel, să căutați în casă sau să căutați din resursele pe care le aveți, să vedeți în ce mod le puteți refolosi în diferite proiecte care să vă facă casa mai frumoasă. Eu voi veni din nou cu astfel de idei și aici pe canal și pe gabirelea.ro, unde voi și explica un pic mai în detaliu cum am făcut acest proiect. Până la următorul clip, vă urez multă creativitate, mult curaj să meșteriți și țineți minte, nu există două mâini stângi, există doar oameni care încă n-au descoperit ce să facă cu ele. Să ne vedem cu bine!